joi dimineață, primarul municipiului Petroșani, Tiber Iacobriții, a avut o discuție cu conducerea APASER Valejiului pe fondul situației străzilor unde au fost efectuate lucrări de către firma aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Eu înțeleg toate lucrurile legate de modul cum se lucrează și modul cum se poate efectua această lucrare, însă să știți că ceea ce se întâmplă acum în cartierul Dimitrov deja este prea mult. Și atunci, pentru că dumneavoastră sunteți titularii autorizației de construcție emisă de Consiliul Județean, am vrut să vă aduc la cunoștință aceste chestiuni. Probabil că știți din teren toate aceste imagini. Faptul că se lucrează nu e o problemă. Faptul că se creează un disconfort foarte mare pentru locatarii din zonă, aceasta e o problemă. Deci ei merg prin noroi, pe alei, ceea ce nu mi se pare normal. La sfârșitul lucrărilor ar trebui curățate aleile și eventual pus nisip sau ceva ca oamenii să nu meargă prin noroi. Asta e rugămintea mea. Deci și pe Lunca s-a întâmplat așa, am avut și pe Primăverii, da? Sunt o grămadă de reclamații, uitați, la care noi răspundem, deși noi nu avem niciun fel de implicare în această chestiune legată de aceste lucrări. Conducerea societății susține faptul că este la curent cu situația din teren și că se iau măsuri pentru remedierea situației. Avem oameni de la noi, de la APASER, responsabili de implementare, care fac teren zilnic. Da. Pe lângă oamenii noștri avem inginerul supervizor. Inginerul supervizor este instituția care asigură supervizarea lucrărilor în teren. Da. Ei, la rândul lor, au un rezident, un inginer rezident care urmărește lucrările și care este zilnic prezent în șantier și sunt doi diriginți pe fiecare contract. Da. Deci, respectiv pe Petroșani, fiind două contracte, da, avem doi ingineri rezidenți și patru diriginți de șantier. Da. Am avut discuții și avem discuții săptămânale, la începutul săptămânii, există niște ședințe săptămânale la care participă tot personalul de care vi l-am enumerat și în care se iau măsuri comune, împreună cu constructorul, noi și supervizorul, pentru a fi lucrările calitativ corecte, da, și a luat toate măsurile pentru a crea un, da, disconfort cât mai mic cetățenilor. Am avut sute de reclamații ca să intervenim în zonele în care tot cetățeanul era nemulțumit că nu funcționează canalizarea, că nu funcționează alimentarea cu apă. Eu acum am trecut împreună prin foarte multe. Noi, dacă, da, știm și dacă facem front comun, să înțeleagă sau să nu înțeleagă sau să înțeleagă parțial, dar toate măsurile noi le vom lua. Indignat de starea în care se află străzile aflate în lucrări, edilul petroșenean spune că dacă situația nu va fi remediată cât mai repede, va aplica amenzi. Uitați cum se lucrează în Dimitrov. Cu toți supervizorii dumneavoastră, asta este. Da? Păi eu vă arăt poze de ieri. Eu știu ce se întâmplă în Dimitrov, că nu i-am, da, fost. Și vi se pare corect ca aleile pe unde nu se sapă să fie pline de noroi? Nu, la sfârșitul zilei se, da, vor lua măsuri și se vor curăța. Păi nu, și vă spun eu. Și până acum, dar eu vă, astăzi vă atenționez, iar de luni voi începe să dau amenzi. Pentru că nu noi am emis autorizația de construcție, nu pot să vă amendez la legea 50, dar pot să vă amendez pe alte legi. Da? Și dacă până luni nu luați măsuri să curățați, nu dumneavoastră, cine e în teren să curețe, da? Și disconfortul, repet, pentru oameni să fie cât mai mic, atunci veți suporta consecințele. Atât în zona de nord, cât și în zona de sud a municipiului Petroșani se efectuează lucrări. În momentul de față, 35 de străzi sunt în șantier. Persoanele care beneficiază de prevederile legii 221/2018 privind valoarea pensiilor de urmași vor primi în curând drepturile bănești recalculate. Au început să fie recalculate primele pensii pentru urmași. De azi dimineață au dat drumul. Eu, după moțiune, m-am dus la Ministerul Muncii și am zis, domnule, cât rămâneți, cum nu rămâneți, măcar nu ne mai blocați cu treaba asta, ori să înceapă într-un ritm destul de încet, dar o să înceapă de astăzi să recalculeze pensii. Pe lângă pensiile majorate, beneficiarii vor primi și sumele compuse din diferențele drepturilor ce li se cuvin între pensiile recalculate și pensiile date în plată pentru perioada de la 1 octombrie 2018, de când legea ar fi trebuit pusă în aplicare și până la zi.
Încă de acum jumătate de an, unul dintre abatajele minei Lonea se află în pericolul de a se autoaprinde. Totuși, nu doar această exploatare minieră se confruntă cu probleme, ci există pericole și la mina Lupeni. De această dată însă, dificultățile au fost generate de o concentrație mare de gaze. În momentul de față, situația de la exploatarea minieră Lupeni este sub control. Au fost câteva probleme în subteranele minilor Lupeni și Lonea. De exemplu, acum inertizarea este la mina Lupeni, însă acolo s-au stabilizat locurile și vom transfera inertizarea mobilă la mina Lonea. Și de asemenea avem în plan, în urma discuțiilor, pe săptămâna trecută am avut discuții cu toate sucursalele miniere, șefii de exploatări și liderii de sindicat, avem în plan chiar achiziționarea unei stații fixe de inertizare pentru mina Lonea, astfel încât să nu mai fie nevoie să transportăm inertizarea mobilă de la mina Lupeni la Lonea sau la o altă mină din Valea Jiului. Deci la Lupeni lucrurile sunt aproape stabilizate, urmează în scurt timp să se rezolve și problemele de la mina Lonea. Personalul ce activează în cadrul celor două exploatări miniere nu a fost afectat, însă conducerea complexului energetic Hunedoara a luat măsuri preventive pentru situația locurilor de muncă. La secția de primiri urgențe a Spitalului Municipal Petroșani a fost adus un bărbat cu politraumatism cauzat de căderea în gol de la înălțime în timpul unor lucrări efectuate pe un teren privat. A fost adus în serviciul nostru un pacient care a prezentat un politraumatism prin cădere de la înălțime, de la aproximativ 3 metri. Căderea a fost la locul de muncă. Din discuția purtată cu pacientul, nu știa ce s-a întâmplat, nu am putut afla dacă i s-a făcut rău sau dacă accidental a căzut. A fost un pacient conștient, cooperant, echilibrat din punct de vedere hemodinamic. În urma investigațiilor clinice și paraclinice efectuate în serviciu de urgență, s-a decis internarea dumnealui în serviciu de chirurgie a spitalului nostru pe secția de reanimare, ținând cont că a fost politraumă. Momentan este conștient, starea dumnealui este stabilă și va fi transferat chiar astăzi din secția de ATI chirurgie pe secția de chirurgie toracică. Inspectorii de muncă au făcut verificări pentru a stabili dacă există forme legale între victimă și proprietarul terenului. Am început cercetările, doi inspectori de muncă s-au deplasat la fața locului, au luat și au sigilat toate documentele de care avem nevoie la începutul cercetării. Urmează să stabilim toate cauzele și tot ceea ce s-a întâmplat în viitor.